trebuie înțeles foarte bine că au reușit deja să nu voteze votul prin corespondență, un drept pentru diaspora. Noi avem acest vot prin corespondență pentru alegerile parlamentare, dar nu-l avem pentru cetățenii noștri din diaspora. Pe diaspora nu dau doi bani guvernanții noștri și nu doar cei de acum, ci din totdeauna, cei care i-au făcut să plece, pentru că avem cea mai mare diasporă pe timp de pace din lume. Peste 6 milioane de români sunt plecați în afara țării. Avem o țară în afara țării. Poporul nostru, un popor pe care acești guvernanți îl urăsc. Ăsta este adevărul, că ne urăsc acești oameni. Au fost forțați să plece în afara țării pentru a-și găsi o viață mai bună. Probabil că toți de aici din sală aveți vreo rudă care este plecată în afară sau știți pe cineva care încearcă să-și câștige traiul în afara țării. Aceștia sunt românii noștri. Noi, Alianța pentru Unirea Românilor, avem o relație specială cu diaspora, pentru că iubim poporul român, îi iubim realmente pe acești oameni care se chinuie uneori în unele state din Uniunea Europeană în niște condiții aproape de sclavie modernă. Trebuie să înțelegem că pentru acești oameni este foarte important să luptăm. Noi am făcut linia verde, linia verde despre care am mai povestit în conferințe, linie verde prin care pot contacta, ne pot contacta și sesizările lor vis-a-vis de problemele pe care le întâlnesc la consulate, la ambasadele României de pe peste tot, sunt preluate și încercăm să le rezolvăm. Dar ei au nevoie de mult mai mult. Acești români plecați în afară, 6 milioane, încă un popor în afară, poporul nostru, frații noștri. Acești oameni au nevoie să se simtă în continuare români și acolo, pentru că este foarte greu. Ieri am fost la o dezbatere pe această temă care a avut loc la Palatul Parlamentului, o dezbatere foarte importantă la care s-a încercat să se găsească soluții pentru această diasporă. Avem o diasporă istorică, da, în regiunile istorice ale României mari, avem însă și o diasporă care e economică în toate țările Uniunii Europene, dar și în alte părți. Ce facem cu acești români? Cum reușesc aceștia să-și păstreze identitatea când tot ce fac consulatele, institutele de cultură în afara țării nu sunt decât niște programe pe care le bifează pur și simplu acolo la ei, iar românii care muncesc de fapt poate în provincii, acolo unde găsesc de muncă, nu pe lângă muzee unde își organizează dânsii popularizarea culturii române, acești români se simt abandonați și sunt abandonați. Și sunt abandonați pentru că sunt urâți de oamenii ăștia care ne conduc. Ăsta este adevărul. Dacă nu ne-ar urâ în asemenea măsură, nu ne-ar împiedica nici votul, nu ne-ar pune bețe în roate, pe niciun fel de domeniu cum fac astăzi. Îi asigur că această comasare a alegerilor pe care o au în minte, probabil că va scoate românii în stradă. S-ar putea să fie picătura care umple paharul. Și de asemenea, de peste tot, românii care au valori conservatoare, despre care guvernanții aceștia spun că sunt extremiste, aceste valori, familia, să-ți aperi familia, să aperi națiunea, să aperi libertatea, să-L aperi pe Dumnezeu, sunt valori creștine, sunt valorile poporului nostru, suntem al treilea popor din lume cel mai creștin. În fața noastră e doar Vaticanul cu 1000 de locuitori și încă un stat, Timorul Oriental, cu 1 milion de locuitori. Noi, poporul român, avem aceste valori conservatoare. Nu suntem extremiști, domnule Ciolacu. Încercăm să apărăm acest popor român și în afara țării, și aici, la noi.